Moș Crăciun, vorbesc cu nemuritori. Cunoașteți dorințele tuturor oamenilor de aproape 2000 de ani. Ați trăit istoria acestei lumi pe viu. Cum vedeți lumea de azi? Te întreb și eu pe tine, dragă Sergiu. De ce oamenii azi sunt tratați ca fiind toți la fel? Dacă vorbim de milioane de oameni, de persoane. Individul și individualitatea sunt esența democrației. Dacă oamenii devin la fel și spuneți că trăiți în democrație, atunci încă credeți în Moș Crăciun, ca să folosesc o glumă răutăcioasă de altfel, pe care o faceți unii dintre voi. Vă simțiți discriminat când auziți expresia asta, ești naiv dacă tu crezi în Moș Crăciun? Serios, dacă eu nu mă simt discriminat de fel. Îmi pare rău pentru cei care o spun, că încearcă să convingă pe ceilalți de inutilitatea minunilor pe care și le pot face chiar oamenii unii altora. Deveniți din ce în ce mai mult la fel, toți. Omul este prin darul lui Dumnezeu sau al geneticii, poftim dacă vreți să vorbim științific, să fie unic. Unic aici și în univers. Voi ce învățați prin tot ceea ce faceți la televizor, în media, în cărți, pe care le numiți bestsellers? Că toți sunteți la fel. De ce? Ca lumea să nu fie o oază a diversității, ci a șablonului. De ce? Ca să fie vândute mai multe produse. Ca totul să fie controlabil. Sunt milioane de copii, milioane de adulți și fiecare este unic și irepetabil în felul său.